Sunt aici de când divinitatea m-a creat, un glob mare și albastru, și lucrul cel mai important, sunt plin de viață. Acest fapt mă face unic. De-a lungul timpului m-am transformat și am fost transformat. La început a fost frumos. Aveam păduri luxuriante de care eram foarte mândru. Acestea reprezentau casa unor animale impunătoare, dragi mie, o etapă importantă din viața mea. Apoi a apărut el, omul, o ființă superioară, inteligentă. I-am oferit totul, m-am dăruit lui cu încredere, în speranța că astfel vom reuși împreună să trăim veșnic. Însă nu a fost să fie așa. Fiind o ființă superioară, omul a încercat să-și creeze propriul confort, fără a mai ține cont de mine, iar în timp, fără a mai ține cont chiar și de el. Ba mai mult, a început să distrugă și ceea ce i-am oferit, pentru a-l ajuta, avuția mea cea mai de preț, flora și fauna. Încet, încet, zi după zi, asist plângând la degradarea mea. Încet, încet, mă transform într-un cimitir imens, plin de cruci sumbre ce împecetluiesc sfârșitul. Un sfârșit tragic, neașteptat. Din albastru devin cenușiu. Cauzele? Războaie nucleare, reziduri chimice, mult fum și foc. Este inconștiența unei civilizații în care am crezut. Este inconștiența unei civilizații căreia m-am dăruit, fără a cere nimic în schimb, decât să mă păstreze la fel. De aceea acum, în ultima clipă, strig: ajutor, salvați-mă! Și nu uitați un lucru important: odată cu mine veți dispărea și voi. Este strigătul disperat al planetei noastre. Sper ca mesajul său va pătrunde în inimile tuturor. Terra este casa noastră, oamenilor. Iubiți-o! Și nu uitați, de câte ori călcăm pe pământ, pământul ne sărută tălpile. E fericit că nu-l părăsim.